A venit maestrul Roland Emmerich Dar e clar. Am pătrânit omul. Și nu mai are nici idei originale. Moonfall. Am fost entuziasmat, mai. Își eu copil. Am mers la cinema. Mi-am luat și nachos cu brânză. Și ciocola, la mine. Mi-am luat și cioco. Eram acolo pe scăunel pregătit să bag mâna în acest... Îmi place regizorul ăsta, Roland de Meric, că face filme din astea cu calamități și le face vizual destul de bine. El a mai adus în trecut ziua independenței, dacă îl știți, de After Tomorrow sau 2012 și astea sunt doar câteva. Omul se știe pe distrugere. Deci dacă vrei să vezi un film popcorn și să te distrezi, să fie stupid, să fie cu ceva conspirație și să-ți baci popcorn și nachos în față, te duci la el. Dar filmul ăsta e făcut din alte filme spațiale, știu, au luat elemente din alte filme, deci nu e deloc original și nu livrează nici măcar pe partea aia de stupid fan. stupid distracție, stupidă, știu, bă, nici nu mă interesează, mi-închid creierul, mă distrez. Nici măcar pe partea aia nu. se Da, mă știu că nu e atât de original, dar nu. Ah! În Moonfall aflăm că luna este goală pe interior și este controlată de cineva. Cum? Păi controlează direcția și dacă nu facem ceva o să lovească în curând pământul. Când oamenii de la NASA descoperă asta, fug, <laughs> se ascund. Zic, tu te bă, nu! Evident, avem câțiva eroi, vreo trei, care iau o rachetă și spun că o să rezolve ei problema asta, o să se ducă ei pe lună și o să readucă luna la normal. Nu o să lase luna să se transforme în meteori și să bubuie pe pământ. Cam atât. Nu îți trebuie mai, mult, mai multe detalii despre filmul ăsta. This is it. Deci, luna cade pe pământ și niște oameni încearcă să oprească luna să nu, să nu cadă pe pământ. Trei oameni în special. Cu o rachetă. Patrick Wilson nu este un actor rău în general și am văzut filme sau seriale ca Fargo unde el poate să ofere mai mult. Are rolul ăsta de nimeni nu mă crede, toți mă fac nebun și mai târziu tot el trebuie să fie erou chiar dacă toată lumea aș bătea joc de el înainte. Din nou, omul poate mai mult, dar nu-i oferă filmul. Deci stai mă locului, îl plimbă de colo-colo și el încearcă să ofere ce poate mai mult dintr-o scenă sau situație. Venea mie să-i spun, bă, 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 nu te mai chinui mă, tu n-ai înțeles, luna cade pe pământ, trei oameni, o rachetă, hai să oprim luna, să cadă pe pământ. Ce te, bă, eliberi, în schimb, e clar, nu cred că a vrut să fie în filmul ăsta pe lângă faptul că nu are nicio emoție sau neapărat reacție și se întâmplă evenimente în jurul ei, fiecare situație pentru ea e tratată cu aceeași emoție. Aoleu! Nu are niciun input major pentru o anumită scenă sau să ducă ea scena într-o anumită direcție și atunci când o actriță nu vrea să joace în film și nici filmul nu-i oferă multe de spus, se vede și e clar. John Bradley cred că a avut cea mai mare plăcere să joace în filmul ăsta. El este băiatul grăsut și conspiraționist și îmi place de el. Îi înțeleg rolul și văd pasiunea, dar nu ajută, nu suficient ca să salveze filmul ăsta. Michael Pine e în filmul ăsta doar ca să facă reclame? Serios. La Lexus, la Google, la Casper Sky, la ce vrei tu. Dă-i un produs ca să face reclamă imediat. Deci, E unul care vinde mașini, Lexus, la un dealership din asta și chiar nu a ajuns să vezi mai mult de atât. La sfârșitul zilei, Moonfall nu a fost niciun film atât de distractiv pe cât mă așteptam eu să fie. Nu a fost deloc original și este un film de 140 de milioane care arată ieftin. Hai să începem cu ieftinul ăsta mai întâi. Mă aștept de la Roland Emmerich să văd distrugeri din alea colosale și frumoase cum am văzut în Independence Day sau 2012 când s-a rupt pământul, mă și plutea și chestii. Și nu livrează cu asta în filmul ăsta. E un val de apă care arată ca pe PlayStation 3 de multe ori. Decorurile de green screen zici că-s așa, CGI din ăla ieftin. E o scenă de distrugere mai pe la finalul filmului care arată cât de cât bine vizual și încep să fie entuziasmat un pic, dar se termine imediat. Cred că a vrut să facă prea mult într-un film, că sunt momente pe lună unde arată bine, mai mult decât decent, dar nu extraordinar, și momente pe pământ unde arată ca o reclamă ieftină CGI. În special o scenă cu o mașină Lexus, dacă îți vine să crezi, care arată ca un cațin dintr-un joc din, de pe PlayStation 4, să zicem, hai nu 3. Originalitate nu are. Dacă ai văzut în trecut filme ca Contact, Gravity și multe altele, în general filmele cu spațiu, o să vezi foarte multe similarități, împrumuturi. De la inelele din context sau cum interacționează cu cineva la un moment dat un astronaut, la scena de început trece din Gravity, filmul nu are orig originalitate sau ceva al lui. Reclamele de fel nu mă deranjează reclamele din filme sau seriale, e clar că o să le tot vezi, le vezi și când ai scroll pe Instagram e ok, dar aici îs așa în față, deci apare Michael Peña și spune Lexus bagan sport. Bagan sport Lexus. Ca merge bine. Lexus cred că e cea mai tare mașină ever. Și prin zăpadă și dacă cade luna pe pământ, Lexus e the way to go, motherfucker. Iar ce am mai învățat din filmul ăsta e Casper Sky, cred că e cel mai tare serviciul folosești și ăștia de la NASA. Google Home e super smaker, poți să-ți închizi televizorul cu el. Chiar și SpaceX, X și Elon Musk sunt menționați atât de mult încât am impresia că și alea au fost plătite. Și nu înțeleg. Din nou, nu mă deranjează reclamele în film, mai ales dacă sunt făcute cu cap. Avem Fortnite în Endgame în caz de ați uita sau Lexus în Black Panther. Dar când urmăresc o reclamă a unui Lexus care trece prin furtună în timp ce cade luna și nu mi oferă mai nimic, și știi ce nu mai înțeleg? Filmul ăsta are un buget de 140 de milioane plus, e făcut și de Tencent China. Studioul din China care face cam tot și deține cam tot, deci big bucks. Cum, cum au avut nevoie de mărunțiși, de mai mulți bani? Sunt plictisitor, mai nimic palpitant și dezvăluirea conspiraționistă de la final m-a făcut să-mi dau ochii peste cap pentru că AI... Și mi se pare că maestrul Roland Emmerich nu poate să mai fie cu un pas înaintea articolelor conspiraționiste de pe internet astăzi. Înainte era curs cool să te duci la un film, dar noi cred că el a făcut și filmul ăla cu Anonymous, cu conspirația cu Shakespeare, că nu el a scris și era oare ce, ce conspirație mai găsit asta? Astăzi dau un search pe Google la conspiracy și găsesc înainte să facă el film. Da, mh, skip this one. Nu recomand. Din partea mea, Moonfall primește scut gol. A fost o dezamăgire. Nici nu am putut să-mi bag nachos cu brânza în față așa cum așteptam. Ai văzut Moonfall? Ce crezi tu despre el? Lasă-mi secția de comentarii și subscribe dacă vrei să devii locuitor pentru că nu vrei să ratezi clipul următor.